Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, așa cum este obiceiul bun, să citim din Sfânta Scriptură mai multe versete. Deschidem la Marcu la capitolul 5 și citim începând cu versetul 1. Iar apoi citim două versete din 1 Corinten 10, cunoscutul pasaj despre cina Domnului. Marcu capitolul 5, versetul 1. Au ajuns pe celălalt sărm al mării în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duc necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, Stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut Isus de departe, pe Isus de departe a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine? Isus e fiul Dumnezeului celui preanal. Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Isus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Isus. Numele meu este legiunea, răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis, trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două mii și s-au necat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cel întâmplat le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Dar Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin de capole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Amin. Adăugăm în Ticorinte capitolul 10 versetul 17, 16, hai să citim două. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, este un har de la Dumnezeu să ne vedem din nou în casa lui Dumnezeu, la masa Domnului. Mulțumim pentru sănătate, mulțumim pentru viață și că putem să ne împărtășim din nou. Poate că v-ați întrebat ce legătură este între cele două texte sau poate nu v-ați imaginat că vom citi vreodată despre gadareanul acesta îndrăcit la cina Domnului. Istoria aceasta a gadareanului scoate la iveală natura răului, felul în care lucrează diavolul în lume sau esența activității demonice în lume. Domnul Iisus Hristos îi pune acestui om chinuit de cel rău o întrebare interesantă, unică în Scriptură. Te întreb ce interes are Isus să-L întrebe pe un demon cum îl cheamă. Credeți că e vorba de pură curiozitate? Isus era curios cam ce nume poartă făpturile astea întunecoase? Nu. Isus pune întrebarea care îți este numele? O întrebare teribilă. Pentru că în mentalitatea iudaică de atunci, numele unei ființe exprimă esența sa. Numele unei ființe este expresia persoanei, arată destinul ei, arată caracterul persoanei acesteia. Cu alte cuvinte, Iisus îl întreabă, cine ești? Care ți este lucrarea? care îți este caracterul, ce lucrare faci. Atunci când Isus cheamă demonii, trebuie să răspundă. Măriți să fie numele Domnului Isus. De altfel și în privința lui Dumnezeu, noi știm același lucru. Numele lui Dumnezeu exprimă caracterul lui Dumnezeu. Cele mai multe nume ale lui Dumnezeu din Biblie nu sunt nume proprii. Când îl numim pe Dumnezeu cel drept, cel sfânt, cel atotputernic, noi nu îl chemăm după un nume propriu, ci îl chemăm după un, niște nume care exprimă caracterul lui. El este sfânt, el este drept și el poate totul. Numele acestea nu sunt nume proprii ci sunt nume și Dumnezeu are o sumedenie de nume care îi dezvăluie părticele din caracter. Jehova Rafa, partea aceasta de vindecare pe care o face Dumnezeu. Dumnezeu, medicul tău, așa îl cheamă, dar nu este numele lui propriu. Însă numele lui Dumnezeu scot la iveală caracterul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, lucrările pe care le face Dumnezeu. Exact așa este și în lumea demonică. Este identic. Întrebarea aceasta a fost o întrebare grea, pentru că duhurile trebuiau să se legitimeze, să iasă la lumină, să-și dezvă, dezvăluie caracterul, esența lucrării lor. A te legitima în lumea spirituală este echivalentul ieșirii din tranșee. Imaginați-vă dumneavoastră în Ucraina, unde se împușcă așa cum rușii și ucrainenii, că la un moment dat un soldat rus sau ucrainean iese din tranșee. Bă, ăsta e pradă ușoară. Îl execută imediat. Exact așa este întrebarea lui Hristos. Legitimează-te în momentul în care demonii au ieșit la lumină și s-au legitimat, puterea întunericului a slăbit. Duhurile acelea au devenit pradă ușoară. Ca o paranteză practică, este bine să afli identitatea demonilor atunci când te rogi pentru cei demonizați. Pentru că în momentul acela, când ei ies la lumină, se legitimează, își arată caracterul, tu știi cum poți să lupți împotriva acestor duhuri în războiul spiritual. E bine, răspunsul acestui gadarian, acestui demonizat scoate la iveală un lucru fundamental despre activitatea demonică în lume. Auziți răspunsul lui. El zice așa, numele meu este legiune, pentru că noi suntem mulți. Ce ciudat! Fraza asta s-ar traduce prin eu sunt mulți. Pentru că, de fapt, eu sunt mai multe entități. Textul acesta scoate la iveală, dragi creștini, esența activității demonice în lume. Această trecere de la singular la plural arată un lucru devastator: persoana unitară, închegată, plină de pace, sănătoasă, echilibrată, creată de Dumnezeu un Eden, în prezență demonică devine mulți. Se dezintegrează, se fărâmițează, se bucățește, se scindează, Mă uitam în textul acesta și am văzut că înțelegem ce face de fapt cel rău în lume. Sunt aici două aspecte legate de dezbinare, de dezintegrare. În primul rând, înainte de orice, diavolul a distrus acestui bărbat relațiile. Da? Diavolul este cel ce dezbină. Diavolul este cel ce separă de orice comuniune. Lucrarea demonică înseamnă izolare. Oameni influențați de diavolul sunt oameni antisociali, oameni care nu cunosc părtășia. Prezența diavolului rupe comuniunea, rupe părtășia. Omul stăpânit de diavolul se separă. Nu găsim în Biblie nicăieri un caz atât de extrem, de aia cred că aici se vorba despre o demonizare severă, ceea ce noi numim astăzi posedare demonică. Posedarea demonică nu există în Biblie, este un termen inventat, nu există ideea de posedare demonică în Scripturi, există doar cuvântul de demonizare. Ei, aici există o demonizare severă, un caz extrem de grav, cel mai greu grav din Scripturi. Omul acesta era atât de stăpânit de diavolul, încât devenise 100% antisocial. Și spune cuvântul aici că omul acesta locuia în morminte. Cu alte cuvinte, când vine diavolul, omul nu mai are loc între cei vii. Singurului loc în care își mai găsea liniștea, sau știu eu, în care să se izola, era mormântul. Locul lui era între cei morți, pentru că demonii ucid părtășia dintre oameni. Asta e esența activității demonice, Dezbinare. Să nu se mai înțeleagă, ei frasi între ei, familia, soțul cu soția, copiii cu părinții, dezbinare, ruperea relațiilor. Ei, dacă ar fi fost atât. Dar lucrarea demonică merge mai departe. Fărâmițează însăși personalitatea omului stăpânit. Ce teribil! nu doar că îl rupe de prieteni nu doar că îl scoate dintre cei vii și îl duce în morminte și țipă și slăzi, și noapte acolo incapabil de relaționare când prezența demonică devine severă diavolul fărâmițează atomizează însăși personalitatea omului ce ciudată este trecerea asta de la singular la plural numele meu este mulți. Numele meu, dar noi suntem mulți. Eu sunt, dar de fapt noi suntem. Pentru că asta caută vrăjmașul, să fărâmițeze personalitatea omului, să-l dezintegreze, să-l facă bucăți, să-l scindeze, să-l termine, să facă din eu sunt un noi suntem mulți. E lucrarea întunericului în lume. Dragii mei, activitatea celui rău la început este mult mai puțin relevantă. Aici este un caz sever. Spuneam că Biblia întărește ce spunea mai devreme. Atunci când în Matei, capitolul 12, ne spune în versetul 43 despre ce se întâmplă atunci când un om este curățit de Hristos. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând o dihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Auziți ce face cel rău? Atunci se duce și ea cu el alte șapte duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiește acolo, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu neamul acesta viclean. Biblia spune că atunci când Dumnezeu vine, El curățește. El eliberează, El scoate afară pe cel rău. Înțelegem că acest Duh a ieșit dintr-o ființă. Însă spune Scriptura că Duhurile necurate se duc în locuri pustii și se întorc la casa de unde au plecat. Să vadă, este cumva loc, se pot întoarce în rezidența permanentă de altă dată. Și spune Scriptura că atunci când găsesc casa goală, accesibilă, nu intră doar el, ci Duhul rău se duce și mai ia încă șapte duhuri mai rele decât primul. Și activitatea demonică în viața acestui om se intensifică de opt ori. În casa aceea, în trupul acela, de fapt, vor locui nouă persoane. Opt demoni și personalitatea omului stăpânit, care nu se anulează. Și omul acesta devine mulți. Și el, de fapt, nu e el, că sunt nouă. De aceea sunt oameni care trec de la o stare la alta, pentru că el sau ea sunt de fapt mulți. Să nu vă imaginați că demonicul se manifestă doar prin spume la gură. Demonicul se manifestă în mod absolut prin scindarea personalității, prin fărâmițarea persoanei și a ființei. Diavolul nu suportă unitatea dezbină oameni, dezbină națiuni, dezbină familii și într-un târziu, când activitatea se întețește, finalul este bucățirea, fărâmițarea, distrugerea, separarea, sfâșierea personalității omului însuși. Asta este activitatea întunericului. Trist. Știți că și medicina Confirm aceste lucruri. Știți, de fapt, că medicina a identificat problema aceasta în încercarea ei de a eticheta manifestările umane și s-a descoperit boala numită schizofrenie, care spune exact asta. Ce înseamnă schizofrenie? Schizein în greacă înseamnă scindare, fren înseamnă minte. Schizofrenia este scindarea minții, a personalității. Unii spun personalitate dublă, nici vorbă, Bilea vorbește despre o multitudine de personalități, despre o fărâmițare multiplă a personalității. Apropo, știți câți soldați erau într-o legiune? 210.000 spune de romii, în alte părți spunea 6.000. Oricum sunt mii de soldați într-o legiune. Vă imaginați ce a ajuns acest om? Știți că la început a fost doar un duh? Știți că apoi au fost încă șapte, alea șapte, încă șapte, și cazul acesta extrem de demonizare severă ne arată finalul, apogeul lucrării întunericului, unde duce finalul, unde în pragul morții, un om care este aproape de sinucidere, se taie cu pietre, în el locuiesc 12.000 de duhuri, 12.000 de entități. Ce învățăm de ei, dragii mei? Casa nu are nevoie niciodată să fie goală. Frații mei, casa nu trebuie să fie goală. Nu suntem imuni în fața activității întunericului. Înțeleg din acel pasaj din Matei 12 că e vorba de un om care a fost curățit, un om care a fost eliberat, un om care a fost sfințit, o casă măturată. Dar nu e suficient să lași pe Dumnezeu să facă o lucrare parțială în viața ta. Și Dumnezeu vrea să facă o lucrare întreagă. Lasă-l pe Dumnezeu să continue lucrarea harului, să-ți ierte păcatele, să te curățească, să te spele, dar în al doilea rând să te umple de Duhul Sfânt. Pentru că atunci când vine Dumnezeu în locul acelor mulți, vine unul singur, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, glorie Domnului. Și când intră Duhul Sfânt într-o persoană, Duhul Sfânt îl integrează, Duhul Sfânt îl vindecă, Duhul Sfânt alungă pe cei mulți și în el locuiaște un singur stăpân, e Duhul lui Dumnezeu care vindecă, care unește, care adună, care însănătosește și omul devine ceea ce a vrut Dumnezeu. Ce mare har, dragii mei! Spune Scriptura că Aici este o oscilație între singular și plural. Eu sunt mulți, numele meu este legiune. Și spune cu și îl ruga stăruitor, următorul verset, să nu-i trimită afară. Oscilează textul între singular și plural. El îl ruga să nu-i trimită. El care de fapt nu e el. După aia continuă cu pluralul. Dracii l-au rugat și au zis, trimite-ne, plural în aceștia. Iisus le-a dat voie, plural, și duhurile au ieșit și au intrat, la plural. Însă, dintr-o dată, spune cuvântul că Iisus schimbă pluralul cu singular. După exorcizare, Iisus îi spune, du-te acasă. Ce mare har să vorbească Dumnezeu cu tine la singular. Iisus îi scoate afară pe cei mulți și intră El în viața acestui om. Ies cei mulți și intră unul cu un mare și ființa se vindecă și ființa se însănătoșește și ființa devine din nou unitară. Îți mulțumim, Doamne, că asta ai făcut și cu noi. Și ai scos beția, și ai scos fumatul, ca astea duhuri, și ai scos jocurile de noroc, și ai scos mânia, și ai scos afară uh, alte pofte, alte păcate, alte mizerii, și în inimile noastre a intrat Hristos Domnul, acel unul care unește, care integrează, care vindecă. Ce mare har, cei mulți pleacă și intră unul și Hristos vorbește la singular. Du-te acasă, ești unul, ești vindecat, ești eliberat. Om cu minte întreagă. E bine, în opoziție găsesc în textul 1 Corinteni, capitolul 10, lucrarea pe care o face Dumnezeu în lumea aceasta. Zice cuvântul aici, noi care suntem mulți, de fapt suntem unul. Lucrarea Duhului Sfânt este opusul lucrării demonice în lume. Diavolul face din unul mai mulți, Dumnezeu face din mai mulți unul. Mărit să fie numele Domnului. Cu siguranță unitatea este realizată de Duhul lui Dumnezeu în lume, de Dumnezeu în lume, în multe feluri. În primul rând, spre Scriptura, am băut din același Duh ca să alcătuim un singur trup. Prin umplerea cu Duhul Sfânt, primind același Duh, noi devenim una. Prin însăși botez, câți ne botezăm în Hristos, intrăm în Hristos, intrăm, ne îmbrăcăm cu El și intrăm în biserică. Suntem uniți prin faptul că suntem botezați cu același botez, unitatea se realizează. Prin rugăciune Hristos a rugat, mă rog ca ei să fie una. Ea se realizează prin legătura păcii, mențineți unitatea Duhului, Efezeni, unde spune prin legătura păcii, lucrăm la relații pe orizontală. Să dragii mei, în această dimineață, vreau să subliniez în mod special rolul pe care îl are cina Domnului. Cina Domnului este unul dintre una dintre uneltele pe care Dumnezeu le folosește pentru lucrarea unității și a integrării. Zice cuvântul aici, pentru că mâncăm dintr-o pâine. Noi care suntem mulți, suntem un trup. La cina Domnului, cei mulți devin unul. De aceea, titlul predicii mele este poate ciudat, dar adevărat cina Domnului, opusul lucrării demonice în lume. Dacă prezența diavolului face din unul mulți, Hristos a venit în lumea noastră, a murit pentru noi ca să facă din mulți unul singur. Este puterea unității, puterea de a aduna, puterea de a vindeca a Domnului Iisus Hristos, a Dumnezeirii, a Duhului Sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Oarecum fraza aceasta se traduce, noi suntem una. Dacă demonizatul spune eu sunt mulți, Biserica zice noi care suntem mulți, în adevăr mai multe personalități atât de diferite, noi cei mulți suntem unul. Și acest unul este trupul lui Hristos, binecuvântat să fie în lui în veci. Dar, ce, mai, această lucrare o face Dumnezeu. Această lucrare la cina Domnului este proclamată și realizată. Două dimensiuni importante. Biblia spune, atunci când ne împărtășim, noi vestim. În 1 Corinteni 11, noi vestim, ori de câte ori mâncați și beți din paharul acesta, vestiți noi astăzi proclamăm unitatea. Cina Domnului proclamă o unitate la care poate n-am ajuns în mod de săvârșit, dar o proclamăm ori de câte ori frângem o pâine, noi declarăm că suntem una, că vrem să fim una. Dar în același timp, tot Pavel spune în Corinteni 10 că nu doar proclamăm, ci efectiv realizăm prin cina Domnului unitatea noi care suntem mulți, nu declarăm că suntem mulți. Ce aici completează, noi chiar suntem un trup. De aceea este important să împărtășești cu trupul și cu sângele Domnului. Pentru că intri în unitate, nu doar o proclami, nu doar o declari, ci o realizezi. La cina Domnului se realizează unitatea bisericii. Îi mulțumim Domnului Isus pentru această lucrare instaurată de El în urmă cu 2000 de ani, și mulțumim că de 2000 de ani, pe lângă alte lucrări ale Harului, lucrarea aceasta ne ține ca biserică împreună. Haideți să aplicăm aceste lucruri în mod practic în timpul care ne rămâne în câteva domenii. Da? Diavolul divizează, fărâmițează, Dumnezeu unește, integrează. Ce simplă este ideea. Noi suntem, eu sunt mulți. Noi care suntem mulți devenim unul. Dumnezeu vine să ce tot ce a făcut cel rău în lumea aceasta și o va realiza până la finalul eschatonului și într-un final va fi o singură turmă și un singur păstor. O, oh, Maranata, o Doamne Iisuse! Dar până atunci, haideți să ne uităm la câteva domenii. În primul rând, spuneam la nivel personal, n-aș vrea să insist foarte mult, atunci când vine Duhul lui Dumnezeu, atunci când mă împărtășesc, Dumnezeu lucrează la unitatea ființei mele. Da, pentru că pot fi sfârșiat. Pentru că realizez că activitatea întunericului poate însemna nu doar ruperea relațiilor, ci sfârșierea propriei ființe. Atunci când mă împărtășesc, Dumnezeu lucrează la vindecarea sinelui meu, la unitatea ființei mele, Dumnezeu mă vindecă. Dacă am probleme asemănătoare cu cel din Gadara și sunt convins că se poate întâmpla, Dumnezeu unește, Dumnezeu integrează, Dumnezeu adună bucățelele acelea ale personalității și mă unește. Mâncând din trunul Hristos, eu însum sunt integrat, sunt adunat, sunt vindecat, sunt eliberat. Și Dumnezeu să o facă la nivel individual, în această dimensiune personală, la cina Domnului ne întâlnim cu Hristos și căpătăm echilibru la nivel personal. Suntem vindecați noi și ființa care uneori tinde să se împrăștie. O Doamne lasă vindecare în orice inimă. De asemenea, la nivel de familie, Dumnezeu aduce vindecarea familiei. Când a creat Dumnezeu familia, Dumnezeu a făcut-o ca o unitate indestructibilă. Indestructibilă. În Geneza, în capitolul 2, rostește Dumnezeu acolo o frază cu o profunzime filozofică și teologică de neegalat. Nici nu se poate explica. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și cei doi vor fi unul. Un singur trup, chiar zice Biblia. Cum e asta? Nu știu să vă explic. Dar Dumnezeu a creat familia ca să fie celula societății, acel nucleu indestructibil și au unit Dumnezeu omul să nu despar. Dragii mei, vedem în grădina Edenului că apare activitatea demonică despre care astăzi predic. Vine șarpele, o amăgește pe Eva, mănâncă și Adam și Eva, și prin păcat această unitate de nedistrus este, din păcate, distrusă. Pentru că, repet, încă din Eden, rolul celui rău a fost să dezbine, să separe, să sfâșie. Care este primul lucru care se întâmplă când începe activitatea demonică în grădina Edenului? Pe păi primul lucru, Cain îl omoară pe Abel. Familia se dezintegrează apare prima crimă. Fratele mare nu îl suportă pe fratele mic. Din doi, ies doi. Unul împotriva celuilalt. Vezi, lucrarea dezbinării în familie apare de la prima familie. Este rezultatul evident al lucrării împărăției întunericului între oameni. Și de mii de ani, de mii de ani, asta încearcă diavolul în societate, să distrugă celula numită familie. Știu că acum se pare că e vorba de o nouă filozofie, de o nouă ordine, de o nouă gândire, de un nou sistem de valori, dar nici vorbă. Toate poveștile astea cu egalitatea, cu democrația, sunt praf în ochi. În spate este activitatea intensă, mai intensă decât oricând, a tuturor cohortelor diadului, care în vremea din urmă și-au propus cu orice preț să facă praf. Nucleul pe care l-a făcut Dumnezeu să se numească familie, bărbat și femeie. Încerc să-mi amintesc ce am studiat la fizică, la facultate, sper să nu greșesc, nu mai sunt fizician de mult. Dar știam de la fizică că atunci când cel mai greu de spart este nucleul unui atom, în momentul în care intervii cu o energie exterioară și reușești să dezintegrezi nucleul atomic, se degajă o energie grozavă. Și de fapt asta este bomba atomică. Se integrează un număr mare de nuclee și din acea energie interioară care ține nucleul împreună, când se manifestă în sens invers, apare devastatoarea forță a bombei atomice în calea căreia nu stă absolut nimic. E asta, mă, asta vedem cu ochii, suntem martori când deschidem televizorul sau ziarul la această bombă atomică socială, și o propus vrăjmașul ca să facă tot ce poate să dezintegreze familia. Acest nucleu al societății, acest nucleu indestructibil unit de Dumnezeu o unitate greu de descris. Oamenii sunt legați și de atracție, de iubire, de plăcere. A pus Dumnezeu în noi și niște legături speciale, nu doar una spirituală, stăm împreună pentru că ne-a unit Hristos, stăm pentru că ne iubim, stăm pentru că ne placem, stăm pentru că există plăcere. Și totuși această unitate atât de intimă, nu există nicio unitate care să o întreacă pe asta decât cea mistică, cea care este în prin Duhul Sfânt, între Hristos și Biserică. Dar spunea, spunea Pavel, așa să-și iubească bărbații, nevestele, ca și Hristos, Biserica, adică unitatea în familie, este similară cu unitatea dintre Hristos și trupul lui. Și totuși, și totuși atâtea familii se dezintegrează dragii mei, nu uităm, în această zi suntem optimiști, la cina Domnului se lucrează la unitate. De aceea sfătuiesc familia să nu lipsească niciodată de la cina Domnului. Nu e așa că această unitate se fisurează uneori înaintea cinei și vine diavolul cu o ceartă taman sâmbătă seara și reușește diavolul să păcălească pe mulți. Mă, nu ne împărtășim, gata, ne-am certat, și declarăm un soi de autonomie. Doamne, îți arăt eu luna viitoare. Îți arăt eu. Astăzi ne-am certat, dar, frații mei, eu cred că indiferent cât de rău ne certăm, poate sunt un extremist, trebuie să ne împăcăm și să ne împărtășim. Pentru că tocmai asta vrea diavolul, să dezbine. La cina Domnului nu vin mărturisind că sunt perfect și că unitatea familiei mele ei de nedruncinat. Dar vin, mă apropii cu pocăință și recunoscând că am nevoie de putere și de unitate în familie. Vin ca să cer, mărturisesc că îmi doresc unitatea, mărturisesc că nu e desăvârșită, mărturisesc că poate chiar ieri sau poate chiar azi m-am ispitit și am zis o vorbă soției sau soțului, dar asta n-ar trebui să mă oprească de la cine. Pentru că știu că cearta aia a fost rezultatul activității demonilor. Dar vin aici și știu că atingându-mă de Hristos, și eu, și soția, și copiii, Hristos realizează unitate. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile. Eu nu zic să veniți oricum, dar, dragii mei, ce vă costă să vă împăcați? Eu venind pe biserică, am scăpat niște iauri pe haine. O accelera mai tare soția... O sărit ia urtul M-am mâniat. dragă, iartă, mă, asta e. Astăzi. Adică ce să, să nu iau cine a cosărit iaurtul? urtul? Păi Satan a vrut să sară un pic de iaurt pe saco. Să mă nervez, să-mi sară țandra. M-am calmat, e cina Domnului, asta e. Dragă, accelerează mai încet. Și ne-am și un păcat în următorul minut. Și ne împărtășim. Pentru că asta e strategia demonică. Nu te împărtăși că te-ai certat. Păi asta e rezultatul activității demonice. Și tot el îți spune să nu te împărtășești, că vrea să te despărteze de sursa unității. Însă dacă au fost fisuri între copii și părinți, soți și soții astăzi, haide să ne pocăim și să ne apropiem de una din marile forțe ale unității, trupul și sângele Domnului. De asemenea, dragii mei, cu siguranță mergem mai departe, la nivelul bisericii locale, cum spuneam, Dumnezeu vrea să proclamăm și să realizăm cinea Domnului lucrează la unitatea bisericii locale. Apostolul Pavel le vorbește în Anticorinten 10 și în Anticorinten 11 despre cina Domnului. Nicăieri nu detaliază mai mult cina Domnului în epistole și ne învață cum să o luăm și că trebuie să o luăm și că numai cercetării trebuie să ne apropiem. Dar știți cu spune Pavel lucrurile astea a biserici? Fărămițate. Biserica din Corint era împărțită. Împărțită în funcție de simpatii. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa. Împărțită după încredințări. Eu mănânc carne, eu nu mănânc carne. Ei, păcat să mănânci carne, ba nu-i păcat să mănânci carne. Biserica din Corint era profund fărâmițată, zdruncinată de forțele dezbinării. Și, dragii mei, nu exagerez când spun asta. În biserică cu bămic, nu lucrează doar Dumnezeu. Orice formă de dezbinare din biserică, orice formă de neunitate este rezultatul lucrării demonice. Da, în biserică cu bămic nu lucrează doar Dumnezeu toate certurile, toate sfâșierile, toate împărțirile, toate diferențele de opinii care sunt de nereconciliat, sunt rezultatul lucrării activității demonilor în lume. Și da, biserica cu bămic, biserica locală, nu e scutită. Și sunt conștient de asta, ca și biserica din Corint. Și sunt chemat să lucrez la unitate. Și unul dintre moduri este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Cum o rezolva biserica din Corin, problema asta? O soluție democratică? Ce o să spune? Mă, François, până la asta este, oamenii au preferințe, unul îl iubește pe Pavel că e mai în vârstă, altul pe Apolo că vorbește mai bine, altul pe Petru că are experiențe cu Duhul Sfânt. Asta e, mă, oamenii au sensibilități. Îți împărțiți în trei după simpatii. Ăla ia lui ăla iubește pe cutare. Hai să facem un comitet și să fie reprezentate toate grupurile și în felul ăsta, prin dialog democratic, poate că se ajunge la unitate. Asta a fost soluția. Nu? Asta e soluția democratică. Eu am auzit oameni vorbind fățiși în multe biserici. Păi frate, plăma, asta e soluția. Să intre în comitet și de a să ordinăm și din grupul cu tare. Adică fiecare grup de interese să aibă un reprezentant printre cei ordinați și în comitet. Asta e soluția biblică? Nici vorbă. Pavel dă de pământ cu ideea asta democratică. Spune cine-i Pavel? Cine-i Apollo? Ăla o sămănat, altul o udat, dar într-un final, noi nu suntem nimic, zice el, ci Dumnezeu care face să crească. Și spune acolo în Anticorinteni, sunteți oameni firești, sunteți ca oamenii din lume. Măcar, spune acolo în Anticorinteni, în capitolul 3, dacă nu greșesc, adresându-se celor din Corint, pentru că tot lume sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavisti, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești, nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Frații mei, să dispară ideea de democrație din biserică. Pavel nu acceptă ideea că există diviziuni. Asta e. Oamenii au simpatii, frate. Nu se poate corecta nimic, e un dat, e, trebuie să acceptăm ideea și cât de cât să fie băgați în toți. Asta e o idee drăcească. Unitate nu înseamnă alianță. Unitate nu înseamnă să fie toate grupurile de interese auzite și reprezentate și să continuăm să încurajăm alipirea exagerată de oameni. Ce spune Pavel, nu, eu sunt nimic, el dă cu sine de pământ, eu nu sunt nimic nici Petru nu-i nimic, nici Apolo nu-i nimic, ci Hristos. Și în jurul lui, la cina Domnului, trebuie să fim una. Și auziți ce spune Pavel aici? Idealul lui Dumnezeu nu este să se înțeleagă partidele între ele, să lase armele jos, ci ideea alta, spune acolo, vândem dar fraților, în Corinteni 1 cu 10, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, și să fiți uniți în chip desăvârșit, având un gând și o simțire. Frații mei, ăsta e idealul. Nu toleranța, nu diversitatea, nu alianța. Uniți în chip desăvârșit. Ce facem cu carnea? Păi frate, aici ar apare democrația, ideea de opțiuni, fiecare cum crede el. Unii vor așa, univor vor așa, auzi, fiecare cu ideea lui. Așa pare să zică Pavel în Roman 15, unul crede că e păcat, altul crede că nu e păcat, dar nu rămâne aici, de crezut crede fiecare ce vrea. Dar zice Pavel, dacă pentru fratele meu, nu mai citesc, în 1 Corinteni, în capitolul 10, în Roman 15, dacă pentru fratele meu mânca, mâncarea, faptul că eu mănânc carne, este un prilej de păcătuire, nu voi mânca niciodată carne! Adică pentru mine e mai importantă unitatea decât preferința personală. Vezi, există ideea asta de opțiuni, frate, fiecare cu ideile lui. Asta e biserica modernă, trebuie să existe opțiuni în biserică. Eu am pretenția asta. Eu cred așa, e treaba ta, frate, păstor, nu mai... eu cred altfel. Și mergem foarte mult și, repet, cred că biserica modernă uneori e mai influențată de cultura exterioară decât de Biblie. Începem să raționalizăm idei din cultura democratică capitalistă și desfințăm scripturile. Pavel nu spune că fiecare cu taraba lui, ci spune căutați să ajungeți desăvârșiți în unitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi cei slabi suntem datori să plăcem placem celor, cei tari, să placem celor slabi. Spune, să nu ne placem și Roman 15 și 1 în capitolul 10 spune să nu ne placem nouă înșine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Orice formă de dezbinare, dragii mei, orice diferență este rezultatul activității demonice. Voia lui Dumnezeu este să fim toți uniți în chip de săvârșit. Am văzut o parodie cu ceva timp în urmă, știi, când e parodie, pare blasfemiatoare, nu știi să râzi sau să plângi, o parodie legată de cina Domnului, făcută de cineva, un preot de cina Domnului și la un moment dat vine în față un și spune, domn preot, nu vă supărați, eu îmi doresc trupul Domnului fără gluten. Domnule, nu se poate. De mii de ani, biserica dă cina Domnului cu grâu. Domnule, îmi pare rău. Eu am alte preferințe, sunt membru, cotizez, vreau să mă împărtășesc, dar vreau fără gluten. Nu avem Păi am eu un biscuit de orez, fără gluten, vă rog să-l sfințiți. Domnule, nu se poate. Eu singură pâine. începe un scandal, dar eu nu vreau vin roșu, eu vreau vin alb, că vinul roșu conține nu știu ce. Și preotul se uită șocat. Știți, ideea asta de democrație, de opțiuni, Dom'le, e preferința mea, nu-s curios, eu vreau altfel. Și apoi arată aceste, acest filmuleț, Cina Domnului peste zeci de ani, probabil vizând o biserică viitoare, sper, să nu-ți ajungă acolo, efectiv erau mai multe boluri, în care era trupul Domnului cu gluten clasic, trupul Domnului cu alac în loc de grâu, cu ulei de in, fără lactoză, erau acolo droaie de borcănaș și fiecare lua după opțiuni mulțumit că opțiunea lui este respectată în biserică. Ei, dacă la capitolul preferințe culinare nu vom ajunge acolo, când e vorba de preferințe teologice, deja am ajuns acolo. Eram recent într-o biserică, conducea închinarea un frate cu un grup și îmi spune păstorul, îl vezi frate, omul ăsta nu se împărtășește cu biserica. Dar are pretenții la slujire. Păi zic, cum? Păi zice, nu vrea să ia cina cu noi. M-am gândit că probabil să dă cu păzările și ăsta vrea pahar. Nu! Toți beau cu pahar, dar el nu lua cu rest. Are el, pentru că păsărici să găsesc. Pentru că fluturi sunt, diferențieri vor fi întotdeauna. Toți luau cu pahar. El nu lua nici cum pahar. Că nu știu ce, nici nu m interesează interesat ce ca cel ce nu contează câtă vreme biserica e împărțită, este rezultatul activității demonice. Și nu mă interesează care are dreptate. Arată rău. Vreau să conduc închinarea și cânta de zor, fratele, dar nu mă împărtășesc, că am eu niște chestii, nu iau cina cu cutare, nu, dacă cineva nu-i cura, nu știu ce idee avea omul, nici nu mă interesează, faptul că slujea și nu se împărtășea, era o meteah în a bisericii locale. Mă ca Dumnezeu prin cina Domnului să lucreze la unitatea bisericii, o unitate desăvârșită. De o mie de ani, Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă să ceartă și să strâng de gât de la cina Domnului. Vestul o ia cu azimă și cu must, estul o ia cu vin și cu pâine. Și de o mie de ani, îi scandal legat de forma în care luăm cina, ce ar fi trebuit să unească, a dezbinat. Întotdeauna Dumnezeu este pentru cifra 1. Și cu cât suntem mai mulți, cu mai multe opțiuni, încredințări, păreri, e tot mai greu în Biserica Modernă să contracarăm spiritul democratic al preferinței personale și să realizăm acea unitate care arată și la ochi bine. Și nu doar la ochi, ci este o realitate existențială. Îl rog pe Duhul Sfânt să continue ce-a început și să unească în chip de săvârșit biserica locală, așa cum a lucrat prin Duhul Sfânt și prin cina Domnului în Corint, unde erau partide. Dumnezeu să lucreze și printre noi. Suntem atât de fărămițați în lumea modernă, legat de muzică, de ținut, de cina Domnului. Idei și boleți, cu ioscusâ, Ba că e si bolet, ba e și bolet. Pentru o virgulă să strâng de gât oamenii. Dumnezeu să lucreze. Niciodată dezbinarea, chiar dacă pare că e pentru adevăr, nu este lucrarea lui Dumnezeu. Astăzi învăț că orice formă de dezintegrare este rezultatul lucrării demonice și insist până obosiți. Și Dumnezeu este pentru unitate desăvârșită. Mai departe mergem la nivelul Bisericii lui Dumnezeu, internaționale, să știți că Dumnezeu vrea unitate nu doar în Biserica numărul 1, Dumnezeu vrea unitate la nivel mondial. Ne este greu să ne gândim la asta, Biserica Universală. Noi abia ne acceptăm noi pe noi, ne tot gândeam noi legat de unitatea asta, dincolo de zidurile Bisericii, să luăm cina Domnului cu toți frații pentecostali din Deși. Alte voi spuneau ce ar fi să luăm cu toți evanghelicii din Dej. Iată că sunt zeci de ani și n-am reușit nici măcar o dată. N-am reușit. Am încercat să dialogăm. Bacă cu oia nu, bacă cu oia da, eu nu sunt de acord cu oia. Nu a ieșit nimic, oameni buni. Când Isus s-a rugat în ghețimani, a zis, eu mă rog ca tot să fie, toți pentecostalii, toți din biserica numărul 1. Nu. Iisus s-a rugat pentru toți care vor crede în cuvântul apostolilor. Pentru toți creștinii. Când a plecat la cer Domnul Iisus Hristos, El a lăsat o singură biserică. Pe o temelie de 12 apostoli. Știți câte denominații sunt astăzi? Peste 45 de mii. Cine fărâmițează? satana. Oricât de multă mândrie denominațională am avea în inimi, trebuie să recunoaștem în fața cuvântului că această bucățire, această fărmițare n-a fost planul lui Dumnezeu. Iisus s-a rugat în și a zis, Doamne, mă rog pentru ei toți. Și pentru aia cu tobe și pentru aia fără. Și pentru aia din Africa care bat din palme și dansează și pentru cei din România și pentru pentecostalii din Rusia și pentru aia din Ucraina. Mă rog pentru asiatici, mă rog pentru africani, mă rog pentru toți, mă rog pentru baptiști, mă rog pentru penticostali. Doamne, făi să fie una! Pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea unitate. Păi cum să luăm cina Domnului cu alte biserici când nu luăm nici cu biserica locală? Vedeți cât de departe este dezideratul unității pe care l-a vrut Hristos? De ce e important să luăm cina Domnului? Că deși nu dorim unitate la nivel conștient și instituțional, apropiindu-ne de același trup, în mod mistic, spiritual, ne apropiem și de celelalte biserici. Chiar mă gândeam când eram în Africa, că în Africa cina Domnului e cam la aceeași oră ca la noi programul de la 10 la 12, e tot la același fus oraș, mai s-ar putea ca acum, când se împărtășesc cei din Etiopia, să împărtășesc și cei din România. Dacă ați văzut programul, era atât de diferit de programul nostru. Dar luau din același Hristos. Și slavă Domnului că la biserica numărul 2, pe care poate unii nu iubim, să dă același Hristos. Și la numărul 3 același Hristos, și la numărul 4 e și la baptiștii tot Hristos. și ei iau din el, chiar dacă nu ne iubim între noi. Știți ce spunea un om? N-am crezut că urechile mele vor auzi așa ceva. O zis, dacă ajung în rai, om în vârstă cu în slujitor, bag capul pe ușă și îl văd pe Emifedor, eu nu intru acolo. Mai bine iad decât rai împreună cu Emifedor. Frate și soră, dacă o să fie acolo baptiști, ce o să faci? O să ieși afară? Dacă o să fie carismatic, ce faci? Ieși afară? Zici și tu ca ăsta? Dacă mântuiește Dumnezeu vreun african de la care bate din palme, ce faci? Știi ce o să facem în rai? Biblia spune că Hristos va serba cina Domnului. Eu mă întreb, dacă acolo voi lua cina Domnului cu asiatici, cu africani, cu baptiști, aici de ce nu pot? De ce? pentru că sunt forțele întunericului care sfârșie și dezbină. Eu sunt chemat, la nivel practic, să caut să lucrez în direcția Duhului, să caut unitatea fără compromis, atât cât se poate și se poate mult, legat de relația cu ceilalți creștini. Și atât de puternică e lucrarea întunericului, când lucrul ăsta a să fie ceva negativ, ești ecumenic, frate, păi ce-o Hristos? Eu vreau ca tot să fie una, sunt ecumenii că lucrez la relații de pace cu alți creștini? Și când cer cu apropiere, că mai dărâmăm din garduri, că mai scoatem din scândule din gard, să fie o lucrare negativă, ajuns să fie portretizată ca un lucru stricat. Ce caut, frate, la ăia? Ce caut? Păi cum ce caut? Relații. Că în rai nu o să fie sectorul penticostalilor. Nu o să ne împărțim după conservatori și libertin, cum ne place nouă să spunem. Nu o să-i scoată Hristos pe Pentecostalii un pic mai nu știu cum decât tine. Oameni buni, suntem oare conștienți că Dumnezeu ne vrea să lucrăm împreună cu Duhul Sfânt pentru unitatea trupului lui Hristos internațional? Și desigur închei, Dumnezeu vrea unitatea lumii întregi. Dumnezeu mântuiește reprezentativ. Va veni vremea când Dumnezeu va uni toate neamurile. Viziunea lui Dumnezeu este tabloul din Apocalips 7 ne spune că în fața scaunului de vor fi oameni din orice neam, de orice seminție, din orice norod, de orice limbă. Acolo în cer, frații mei, vor fi reunite toate neamurile, în împărăția Lui Dumnezeu, chiar aici pe pământ, vor fi reunite, unificate, puterea unității va lucra, vom mărturisi prin cina Domnului asta, o vom realiza și într-un final, nu doar biserica, neamurile vor fi unite. Mă gândeam la polarizarea lumii întregi, avem mare încredere în NATO și în americani, o mare naivitate din partea noastră. Copilărie. Niciodată lumea nu va reuși să realizeze unitatea și pacea, Pentru că lumea zace în cel rău. Dar știți ce știu? Că în Ucraina astăzi se ia cina Domnului. În Rusia, oricât îi înhulim noi, sunt oameni sfinți care astăzi se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. E o declarație că într-o zi Dumnezeu, prin asta, nu prin NATO, nici vorbă, ci prin asta, se împărtășesc cu ucrainenii și rușii și zic, Doamne, chiar dacă astăzi e război și e ură, mărturisim că într-o zi vom fi una și la masa lui Hristos în rai vor fi ruși ucraineni împreună. Și la cina Domnului sărbat în împărăție vor fi tot felul de oameni din mai multe denominații, mai multe culori, mai multe culturi, mai multe opțiuni și încredințări și abia aștept ziua aceea. Cum spunea Isaia în viziunea lui Dumnezeu din Isaia 11, nu se va face niciun rău pe tot muntele meu cel sfânt. Atunci lucrarea unității va fi deplină. Lupul va paște împreună cu mielul. Noi ne vom împărtăși cu alții pe care astăzi nu putem să-i vedem. Și nici un rău nu se va face în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu va fi unitate și o pace desăvârșită. Amin.